Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Răspunsuri la întrebările pe care ni le punem de multă vreme și o să recuperăm bani, bunuri, onoare. Dragostea se ascunde în cele mai neașteptate locuri, cum ar fi chiar în fața ochilor, doar că unii refuză să o vadă. O relație de prietenie se poate transforma imediat într-una de iubire, dacă ambii prieteni se plac mai mult decât ar fi normal și au curajul de a recunoaște. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Nativul Berbec va avea momente dificile la locul de muncă, mai ales în relații cu șefii săi sau cu reprezentanții oficiali ai unor instituții cu care va fi obligat să interacționeze. Acesta va primi reproșuri privind felul în care își îndeplinește sarcinile de lucru sau vis-a-vis de modul în care gestionează banii și bunurile materiale de la serviciu. O emisiune TV haioasă, coroborată cu buna dispoziție a membrilor familiei, va risipi stresul acumulat peste zi de nativul Berbec. Berbecii se vor dovedi utili în afacerile de familie. Dureros de sincer, vor identifica rapid și eficient vinovații pentru situația tensionată și vor propune soluții clare pentru a rezolva problema. Deși unii membri ai familiei ar putea să fie deranjați pe moment, în timp vor aprecia prezența de spirit și spiritul justițiar care îi caracterizează pe nativii din zodia Berbec. Taur. Pentru nativul Taur va fi o zi importantă pentru relațiile cu colegii și susținătorii săi din segmentul profesional în care activează. Se vor purta discuții privind felul în care acesta își va îndeplini sarcinile de serviciu sau modul în care se va raporta la cei care l-au susținut. Taurii nu vor să amâne o decizie în dragoste. Dacă au pus ochii pe o persoană, acum e momentul pentru a acționa. Peste câteva zile ar putea fi prea târziu. Emoțiile și timiditatea ar putea fi confundate cu o respingere, iar din acel moment nimic nu mai poate fi făcut. Sinceritatea a fost și va fi mereu apreciată, chiar dacă dă naștere la momente stânjenitoare. În fond, așa încep toate poveștile de iubire. Cât de curând se va finaliza o etapă importantă în activitatea sa profesională, iar acesta va trebui să renunțe la toate persoanele și acțiunile care momentan îl compromit. Spre seară, nativul Taur se va bucura iarăși de ceea ce înseamnă afecțiunea celor dragi, sursa de inspirație a succeselor sale de orice fel. Gemeni. Nativul Gemeni va trebui să se detașeze de tot ce este negativ, să se ocupe doar de treburile plăcute și mai ales de cele care țin de îngrijirea sa personală. Surmenajul își va spune cuvântul, alături de accentuarea unor mici probleme de sănătate. Gemenii sunt cu energia la cote maxime. Este posibil să apară unele probleme la serviciu sau în relația cu prietenii, însă vor fi rezolvate imediat. Singurul risc vine pe partea financiară. Nativii din această zodie sunt sfătuiți să se abțină de la cheltuieli inutile sau extravagante. Asta dacă vor să termine luna pe plus. Dacă tot ai chef de a evada din cotidian, fă-o alături de persoana iubită sau prieteni, nu într-un mall. Acesta va avea nevoie să-și îmbunătățească modul de viață, poate chiar și activitatea profesională pe care o prestează de obicei. În acest sens, un prieten apropiat îl va ajuta pe nativul Gemeni cu sfaturi sau informații despre terapii naturiste mai puțin cunoscute ce se vor dovedi extrem de benefice ulterior. RAC. Împreună cu colaboratorii săi, nativul RAC va elabora un plan profesional capabil să-l propulseze în carieră. Vor fi momente favorabile pentru a-și pune ordine în gândire legate de modul cum acesta va dori să-și desfășoare viața sa de acum încolo, sau pentru a lua decizii clare în acest sens. Racii ar face bine să plănuiască o ieșire în natură. Prea mult timp în fața telefonului sau a laptopului riscă să îi îndepărteze în mod paradoxal de propriile dorințe. Dacă facem ceva cu insistență zi după zi, asta nu înseamnă că ne și ajută. Câteva clipe petrecute în liniște alături de prieteni ar putea schimba complet starea de spirit a nativilor din zodia RAC. În fond, natura a fost mereu o sursă de inspirație pentru ei. Nu va trebui să se implice în probleme care nu îl privesc sau care îi consumă resursele proprii. Nativul RAC va avea succes numai în activitățile ce îl vor ajuta să se dezvolte din toate punctele de vedere. Spre seară, o meditație pe muzică relaxantă sau hoinăreala prin locurile preferate îi vor reîncărca bateriile nativului RAC. Leu.
Pentru nativul leu va fi o zi destul de aglomerată din punct de vedere al activităților financiare. Se vor accentua nemulțumiri vis-a-vis de câștigurile pe care acesta le va obține din activitatea sa profesională. Va avea șanse reale de a studia în amănunt documentația de bază din zona profesională în care activează. Va fi o adevărată provocare astăzi să găsești oameni care gândesc la fel ca tine, iar fără ei nu ai nicio șansă să dezvolți proiectul la care lucrezi. E posibil să fie nevoie să-l amâni pentru altă dată. În problemele casnice va fi nevoie de implicarea ta. E posibil să fie nevoie să repari ceva stricat de copii. În familie vei avea parte de o comunicare armonioasă cu partenerul. Provocarea momentului va consta în perfecționarea a tot ceea ce presupune relațiile sale de muncă. Astrele îl sfătuiesc pe nativul leu să lase grijile deoparte și să privească partea plină a paharului. Abia spre seară, acesta își va reaminti de latura sa romantică spre binele relației sale amoroase. Fecioară. Nativul Fecioară va avea numeroase discuții, în special cu persoanele din anturajul apropiat. Provocările mentale și sufletești vor fi accentuate încă din primele ore ale dimineții. Acesta va trebui să vorbească cât mai puțin și să evite în a-și dezvălui intențiile. O adiere de depresie te poate face astăzi să fii mai introspectiv și să începi să analizezi reușitele de până acum din viața ta. Nu dispera dacă nu ți se par impresionante. Acordă-ți mai mult timp, ai mai multă încredere în tine și asigură-te că faci toate eforturile pentru a simți din nou gustul succesului. Spre sfârșitul zilei, e posibil ca o întâlnire neașteptată să deschidă un nou drum în carieră sau în dragoste. De asemenea, nu va trebui să emită remarci la adresa altora. În altă ordine de idei, informațiile în aparență banale sau situațiile povestite în preajma sa îi vor fi utile nativului Fecioară numai dacă le va asculta. Atenția partenerului de viață îl va copleși către seară, străduindu-se la rândul său să-i răspundă în același mod. Balanță. Nativul Balanță va fi nevoit să facă o verificare a cunoștințelor sale din domeniul în care activează, fapt ce se va dovedi extrem de util, colegii săi fiind impresionați de competența pe care o va etala. Va avea șanse reale de a finaliza mici dispute familiale, de a face demersurile necesare îmbunătățirii confortului propriului cămin sau chiar de a cumpăra unele obiecte necesare locuinței. Ai putea fi excesiv de autocritic astăzi, dar nu ai niciun motiv cu adevărat întemeiat pentru a face asta, așa că e bine să te calmezi rapid. Dacă nu poți accepta imperfecțiunile tale, e cazul să găsești o cale să te lupți cu formele pe care nu le consideri ideale la tine. O sugestie: nu te grăbi dacă e vorba de chestiuni financiare. E posibil să ai probleme cu legea dacă investești într-un proiect aventuros. Pe de altă parte, astrele îi recomandă nativului Balanță să se oprească puțin din iureșul cotidian și să se apropie cât mai mult de cei dragi. Nu de alta, dar prezența și sfaturile lor vor fi mereu binevenite. Scorpion. Se pare că nativul Scorpion va primi unele reproșuri de la partenerul de viață sau de la copii. Va fi absolut normal, deoarece acesta a fost concentrat mai mult pe activitățile socioprofesionale în ultima perioadă. Azi vei primi mai multă atenție din partea cuiva care e interesat de dragostea ta. Dacă ești interesat, ia în considerare semnele, flirtul nu a stricat nimănui. Dar ai grijă, e posibil să fie vorba de o iubire veche revenită în viața ta. Nu lăsa un fost partener să-ți invadeze actuala relație. E posibil ca asta să provoace o furtună care să-ți aducă daune majore. Va trebui să acorde o mai mare atenție relațiilor sale cu cei dragi, deoarece spiritele se pot aprinde în plan familiar. Va fi posibilă și varianta sfârșitului unei vechi relații de iubire sau, dacă aceasta are baze durabile, relația își va modifica termenii și condițiile. Astrele îl sfătuiesc pe nativul Scorpion să evite acei așa ziși prieteni care îi promit sprijin și apoi nu se țin de cuvânt. Săgetător. Deși la locul de muncă va fi agitație mare, nativul săgetător va fi nevoit să lucreze mai mult singur. Vor exista unele tensiuni în relațiile profesionale, dar va depinde numai de el să le amortizeze. În partea a doua a zilei, acesta se va ocupa numai de hobby-urile și activitățile plăcute sufletului său. Nativii din săgetător se vor simți astăzi într-o continuă nevoie de afecțiune. Nu vă temeți să vă arătați partea sensibilă în fața familiei și a prietenilor apropiați. Cereți ajutor și fiți atenți la sfaturile oferite de cei dragi. Este singura metodă prin care veți putea trece cu bine peste această perioadă complicată din viața voastră. La rândul vostru,
vostru, explicați colegilor și șefilor prin ce treceți pentru a putea fi înțeleși. Chiar dacă se va simți obosit sau chiar dacă îl vor supăra unele afecțiuni mai vechi, astrele îi recomandă să se îngrijească singur și să evite orice consultații sau analize medicale. Seara va fi una de neuitat alături de partenerul de viață, acesta pregătindu-i nativului săgetător o minunată cină în doi. Capricorn. Nativul Capricorn va fi pus în fața deciziei de a face unele modificări în ceea ce privește relațiile parteneriale. Acesta va lua câteva hotărâri ferme, atât în ceea ce privește relația de cuplu, cât și în relațiile profesionale. Nativii din Capricorn se vor simți astăzi ca în liceu, cu excepția celor care chiar sunt în liceu. Veți flirta cu o persoană dragă despre care habar nu aveți că simte ceva pentru voi. Dacă sunteți deja într-o relație, cântăriți foarte bine ceea ce veți face, dar și consecințele acțiunilor voastre. Dacă sunteți în căutarea fericirii, profitați din plin de această nouă idilă. S-ar putea să găsiți dragostea adevărată care se ascundea chiar sub ochii voștri. Va avea senzația că îi se va limpezi vederea și va percepe realitatea din jur prin alte simțuri decât cele normale. Astrele îl sfătuiesc pe nativul Capricorn să nu facă altceva decât să adune cât mai multe informații, să observe atent cum reacționează ceilalți la acțiunile sale. Spre seară, acesta va atrage concluzii extrem de interesante vis-a-vis de reacțiile celor dragi. Vărsător. Dificultățile financiare cu care se va confrunta nativul vărsător vor marca un final de etapă. Va putea fi vorba despre achitarea unor datorii sau rezolvarea unor chestiuni financiare comune cu partenerul de viață, cu rudele sau cu partenerii de afaceri. Nativii din vărsător trebuie să fie foarte atenți astăzi la prejudecăți. Nu judecați o persoană după modul în care arată, ci stați un pic pe gânduri și observați pe cât posibil și cum gândește ținta voastră. De altfel, încercați să procedați cu alții exact în același mod în care vreți ca ceilalți să vă trateze pe voi. Din când în când este necesar să vă puneți în locul celor din jurul vostru pentru a vă perfecționa capacitățile sociale. Un prieten va veni către voi cu o idee genială de afaceri. Profitați de acest lucru și ați putea ajunge departe. De asemenea, va fi un moment important pentru a medita pe marginea evenimentelor și relațiilor în care acesta este deja implicat. Totuși, contextul astral va favoriza curând norocul nativului vărsător, suplimentându-i veniturile într-un mod în care visul cumpărării unui autoturism performant nu va mai fi atât de îndepărtat. Pești. Va fi o zi importantă pentru nativul Pești, deoarece va obține numeroase aprecieri pozitive în ceea ce privește desfășurarea activităților sale profesionale. Acesta va fi puțin mai încordat, așa că va fi bine să evite discuțiile contradictorii sau luarea deciziilor majore. Nativii din Pești sunt obligați astăzi să se relaxeze. Există riscul unei epuizări care vă va afecta puternic. Chiar dacă sunteți obișnuiți să controlați orice și prin orice ne referim la situații și oameni, trebuie să realizați că nu vă puteți descurca singuri, oricât de mult ați încerca. Delegați anumite treburi și veți descoperi că munca în echipă este mult mai profitabilă decât până acum. Încercați, nu vă costă nimic. Relațiile cu șefii sau cele cu persoanele oficiale se vor modifica, aceștia exprimându-și totală încredere în abilitățile nativului Pești. Sfaturile primite recent de la un prieten apropiat au fost esențiale pentru realizarea acestui succes. În consecință, invitația la un restaurant select a acestui prieten va fi considerată un mic gest de recunoștință. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!